întâi vreau să... sunt foarte mulți telespectatori care ieri, în momentul în care noi am transmis imagini din camera aceea unde vine medicii la tine și era strânsă imaginea pe mâna ta, au văzut acele tăieturi. Tu ai mai povestit despre ele, probabil că oamenii nu-și mai amintesc. De unde sunt acele tăieturi de pe mâna ta? Tăieturile astea le am de când a fost Guță cu Banana, cu fosta cu iubirea Ana. Lui, da. Cu Ana. Înțelegi? Te rog, nu mă mai filma chiar așa de aproape, că devin foarte... Cum? Sensibilă. Las că trece până la sfârșit. Da. O să merg la doctor undeva și o să vreau să mi le repar, înțelegi? Dacă se mai poate. Dacă adică nu, tu l-ai șantajat pe Nicolae Guță cu tăieturile astea? De fapt și de drept eram pregătită pentru Ana cu Lama, înțelegi? Hai de mine. Pentru că atunci chiar am trecut printr-o perioadă foarte, foarte dificilă și nu mi-e rușine să recunosc. Pentru băiețel, pentru Guță, că l-am iubit, îl iubesc, am vrut să fac niște chestii care nu mai îmi dădeam seama, vreau să renunț total la viața mea atunci. Și s-a întâmplat în așa fel că respectiv a dispărut, nu știu pe unde a ieșit, cine a scos-o, un șofer de-a lui Guță și de aici a pornit scandalul. Și ai ajuns la spital atunci? Da, da. Am fost la doctor, m-au cusut, m-au... mai multe. Din dragoste. Da, trebuie să fii și tu mai atentă la nervii ăștia ai tăi, că ai un copil de crescut. Da. Totodată trebuie să am grijă de sănătatea mea, pentru că, știi, cu gura suntem răi. Dar inima... Tu. Îți dai seama că inima când primește niște... Sau alte organe, nu neapărat inima. Inima e mai ferește. Sensibilă, înțelegi? Nu când primește niște șocuri de astea... Știi că... Acum, Doamne ferește, nu că vreau să zic, dar cea mai principală cauză a cancerului, care e boala secolului până la urmă, este supărarea. Da. Și în funcție de organul pe care l-ai slăbit în corp, acolo ți se dezvoltă. Ferească Dumnezeu. Dumnezeu pe toată lumea și pe adică, mine. Asta este, acum ce-o atunci fi? Atunci când ai un copil, niciodată nu e bine să pui... Auzi, nici din fața lui Dumnezeu nu te poți da înapoi. Dacă este să mi se întâmple, Doamne ferește, da, ceva... Da, dar e păcat de tine, de copilul tău. Se întâmplă, înțelegi? Da, hai să nu...